să-l țină pe braț. Dar cred că diferența între ei a fost totuși foarte mare. Avem totuși în persoana lui Dărămuș un sportiv care a câștigat multe campionate de box, care era un boxer de mare valoare, Pascu era la fel de bun în lupte, dar diferența de calitate fizică și diferența dintre performanțele lor este foarte mare. Totuși, Ion este, după cum spuneam, a luptat în kickboxing, a luptat în MMA, a luptat în ușu, tehnica sa este foarte bună, iar în momentul în care un luptător învață lovituri de picior, el este distrugător, pentru că mecanica pe care o folosește corpul său este impecabilă întotdeauna. Este invitat să urce în ring maghiarul Gheorghi Kozak. Și nu Uriah Faber, dacă ar fi să ne luat după melodia de intrare. Băiat de 24 de ani, care probabil nu știe cu cine are de face în seara asta. Cred că maghiarul va avea un match foarte complicat în fața lui Răzvan Benche. Spun asta pentru că Benche e genul care foarte rar merge 3 reprize. El cam lichidează lucrurile în prima repriză, maxim a doua. Hai să vedem cum luptă, eu n-am văzut pe un lucru. Kozak trebuie să stea departe de dreapta aia nimicitoare a lui Benche. Un Benche care a arătat că poate lupta inteligent atunci când își propune și când e cazul, așa cum a făcut cu Răzvan Ghiță câteva luni. Ne aducem aminte că a reușit să-l anuleze pe Răzvan Ghiță cu multiple lovituri frontale de picior. Da, Benche, mie îmi place foarte mult Răzvan. Este un băiat foarte talentat, e un băiat valoros și, sincer, aceste două meciuri, meciul lui Pascu și meciul lui Benche, sunt meciurile care trebuie văzute în această gală. Într-adevăr, și Stanislav Grosu este interesant și Sergiu Tot este interesant și mai erau vreo doi luptători care mie îmi plac în această seară. Marius Ciocârlă, sunt luptători interesanți, dar Benche și Pascu sunt sportivii de văzut în seara asta. Hai să vedem main eventul, hai să vedem pe Răzvan Benche. Răzvan Benche n-a avut niciodată o tehnică de picioare nemaipomenită, sigur, însă este extrem de puternic pe brațe. Am mai pus masă musculară pe el, Răzvan, îmi place cum arată. Pe Kozak și pe Benche. Scrie Bellator pe Kozak. Bine, nu cred că și-a scris numele promoției de MMA, ci cred că a scris cuvântul latin care înseamnă războinic. Vine de la Bello, de la război. Oh, e și mai mic decât Benche. Cred că o să aibă o zi grea, Kozak. Dar în short negru este Răzvan Benche, în roșu este Kozak. Kozak poate supraviețui dacă se mișcă extrem de mult și dacă lovește jos cu picioarele în mod repetat și puternic. Prinde foarte bine cu jabul Benche, foarte sigur pe brațul său stâng. Dreapta la corp, prima lovitură tare trimisă de Benche. O lovitură frontală, încearcă să-l țină departe maghiarul.
bun la corp și la cap, lovește bine Benke. Încearcă Kojak o serie bună, l-așteaptă Benke, lovește foarte bine cu dreapta. A căzut așa într-un moment de visare maghiarul după ce a lovit de 3-4 ori. A fost și lovitura aceea de picior care l-a răsucit foarte mult. Apără bine Benke, stă calm, pune stânga pe adversar, bine la corp, foarte frumos a lovit. Doua lovitură foarte puternică la corp a lui Benke. Jab, jab, iarăși. Ridică foarte frumos croșeul de stânga la cap. Kojak, în schimb, rezistă foarte bine și stă în meci. Încă un low kick puternic, era deja sus piciorul lui Benke, încă o dreaptă bună. Știi că nu e deloc rău unguru. Se încheie prima rundă, schimb. Nu, s-a descurcat. S-a descurcat, Kozak. Haideți să încurajăm sportivii, ținem cu că este ultimul meci, doamnelor și domnilor. Lovitură tare ale lui Benke au fost în special la corp. Au fost destul de puține însă. L-a tot pistonat cu jabul. S-a lovit la corp. Foarte bune drepte, foarte bune. Cred că ar fi fost loc și pentru un croșeu de dreapta la cap, dar cred că va veni. Pentru că deja adversarul se așteaptă la lovituri la corp și în mod normal acum ar trebui să vină loviturile cu același braț sus la cap. Foarte bun jabul și croșeul de stângă. Place că Răzvan nu se agită foarte mult, ci așteaptă ca adversarul să greșească, îl lasă să vină spre el. A prins cu jabul de asta dată. Benke în general e un tip calculat, nu se aruncă așa aiurea, nu se hazardează, nu-și consumă energia de pomană. Foarte bine aparat cu brațul stâng această luptură a maghiarului. Acum Jacob vine dreapta. E sus ungurul, dar va fi numărat. Deci plus de injectat și ochii. A fost tare luptură. A fost tare și Benke este în continuare calm și respiră liniștit. Iar ungurul se va arunca. Se va arunca pentru că doar așa mai poate câștiga meciul. Ar trebui să-și ia câteva secunde de respiro, să-și revină. Benke forțează, lovește la corp. S-ar putea să-i dea Benke mai multe secunde de respiro. Crezi că funcționează ca somnifer precum Pascu? Da, maghiarul deja face pasul înapoi. Benke, dacă îl înghesuie, îl ratează. Prins cu o dreaptă la corp, încă o dată la cap și un croșeu bun de stânga. Ungurul e în afara cuștii. Ringul. Îl numără sau doar l-a adus înapoi? Nu îl numără. S-a încheiat runda. Sau nu? Acum s-a încheiat runda. A zdrobit runda asta. Da. Acum, în schimb, cred că ar trebui să folosească mai multe lovituri de picior. Ar trebui să înceapă câteva combinații cu niște low kick-uri pentru a-l deruta în totalitate pe ungur și a-l pune să se gândească în altă parte decât la loviturile la cap. Și
Și uite că, până la urmă, vrând nevrând, Benchi a ajuns în runda a treia. Dar este într-un avantaj evident. Însă foarte disciplinat. Și a avut de treabă, a lovit atunci când a trebuit. Nu s-a consumat aiurea. Și a transformat runda a doua într-un măcel. Elocvent cadrul acela în care sportivul maghiar aproape că ar fi luat-o la picior din ring. Ultima rundă. Răzvan Benche în negru împotriva lui Kozak din Ungaria în roșu. Sunt low-kick-uri, dar nu sunt pășite în 45 cum ar trebui. A prins iar. A înghesuit. Dacă nu pleacă, e terminat. Da, are, și nu pleacă. Are coastele rupte în partea dreaptă, în partea stângă. Lovitura asta a fost foarte tare, a fost pe exterior. Clar a fost o lovitură în coaste. Sunt croșeele din prima rundă. Vezi cât de greu respiră? Clar are probleme cu coastele în partea stângă. Încă o dată în același loc și out. Cu lovitură de picior și l-a scos din ring. Din nou depășit la knockout Marcus Bela. Din nou depășit. Îmi pare atât de rău de Marcus Bela că nu a fost seara lui. Ce a avut 3 knockdown-uri, s-a încheiat meciul. Două runde asta cu unul runda anterioară. Da, sunt 3 knockdown-uri. Da. Deci practic nu mai poate să câștige. Regulamentul a scârțit cumplit în seara asta. Încă o dreaptă tare a lui Benche. Încă o dată o directă tare și câteva uppercut-uri și s-a încheiat totul. Victorie superbă pentru Răzvan Benche. Câștigase meciul și de la knockdown-ul anterior. Nici o problemă pentru Răzvan. Superbă victoria. L-a zdrobit pur și simplu pe Kozak. Așa cum ne așteptam de altfel. A dansat frumos în prima repriză Kozak, dar după aceea lucrarea s-a încheiat pentru el, s-a încheiat urât. Pus de 4 ori la podea, să zicem de 4 ori și jumătate, ținând cont și de momentul în care s-a vârât printre corzi ca să scape de furia lui Benche. Ai văzut cât de vânăt era, uite cât de vânăt este pe coastă. Este clar că are o fractură de coastă, de la croșeele de dreapta din prima rundă a lui Răzvan. Da, Benche e invitat să țină un speech. Vreau să dedic această victorie orașului Lăsăud. Vă iubesc! Vă iubesc! Vă iubesc! Vă iubesc! Vă iubesc! Da, bravo Răzvan Benche, frumoasă victorie. Aceasta a fost gala noastră de la